Scandalul s-a întâmplat pe 1 aprilie. Cei doi bărbați din comuna Izvoarele s-au luat la ceartă, iar conflictul a degenerat. Inițial, victima l-a amenințat pe agresor cu un cuțit. Acesta, din urmă, i-a luat cuțitul din mână și l-a lovit cu pumnii și picioarele, minute în șir. În urma evenimentului din comuna Izvoarele, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Olt a fost înregistrat un dosar penal. Întrucât bărbatul a decedat ulterior, polițiștii și-au declinat competența către parchetul de pe lângă Tribunalul Olt. Cazul a fost preluat de procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Olt. Un conflict spontan, generat de discuții în contradictoriu cu privire la întreținere, cine să suporte cheltuielile de întreținere din gospodărie. I-a exercitat în mod repetat lovituri cu pumnii și picioarele în timp ce victima deja era căzută la pământ, s-a urcat pe el și a produs multiple fracturi costale și de stern. Agresorul a fost reținut ieri pentru 24 de ore, iar astăzi procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Olt au cerut arestarea preventivă. Agresorul riscă să-și petreacă tot restul vieții după gratii.